Dr. Chip. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Dr. Chip. În acest clip vreau să vă vorbesc despre păducel. Planta păducel este o plantă cu efecte foarte bune asupra sănătății, în special la nivelul inimii. Are efect pozitiv în aritmii, adică acele situații în care inima nu mai bate ritmic și ritmul este neregulat. Are rol foarte bun în hipertensiunea arterială, deci în reglarea tensiunii arteriale, de asemenea în insuficiența cardiacă. Deci acea situație în care inima nu mai face față efortului la care este supusă și care apare la început la eforturi mai mari, dar pe măsură ce înaintează apare la eforturi din ce în ce mai mici, se manifestă printr-o respirație grea, dificilă, și printr-o rezistență scăzută la efort. Cum am spus, pe măsură ce se agravează insuficiența cardiacă, intensitatea efortului și la care apar simptomele scade. De asemenea, păducelul acum mai recent se folosește destul de mult în angina pectorală, adică acele dureri din zona inimii, zona precordială, care apar în situația în care fluxul de sânge la nivelul inimii scade, care în forma extremă duce la infarctul miocardic. Păducelul crește fluxul sanguin la nivelul inimii, deci are un efect pozitiv în angina pectorală. De asemenea, se folosește și în recuperarea după infarctul miocardic. Păducelul mai are și o acțiune de protecție a pereților vasculari, pentru că acționează împotriva radicalilor liberi de oxigen, deci are o acțiune antioxidantă. Se găsește sub formă de extract, o găsiți la plafar, la farmacie, eu am găsit-o și pe net, deci nu este niciun fel de problemă. Dar atenție, pentru că inima este un organ foarte sensibil, în niciun caz nu înlocuiți medicația pe care v-a indicat-o medicul cu păducel. Discutați cu medicul, spuneți-i că ați auzit despre păducel, ce efecte are și faceți totul în acord și cu, bineînțeles, respectând indicațiile medicului. Închei aici, sper că vi s-a părut interesant. Până data viitoare, vă mulțumesc, la revedere!